Domnule Bănescu, ne aflăm în preajma celei mai mari sărbători a creștinității, Paștele sau Învierea Domnului Iisus Hristos. Ce semnifică învierea pentru lumea creștină? Învierea este evenimentul istoric central în istoria creștinismului și adaug imediat în istoria umanității, pentru că e un eveniment pe care nu-l poți numi cel mai mare, cel mai cunoscut, este ceva unic. Unicitatea învierii lui Hristos este incontestabilă și pe acest eveniment real, întrucât real a fost Hristos, real a fost venirea lui în lume, real a fost deci întruparea lui Dumnezeu, este noutatea maximă care apare în istoria umanității, Dumnezeu care pătrunde în istorie, care descinde în sfera umanității. Această întrupare a lui Dumnezeu, practic, e borna de la care începe ceea ce numim epocă creștină, epocă în care trăim și noi, pe care, sigur, astăzi unii o numesc postmodernă sau chiar postcreștină, anumiți critici ai creștinismului. Învierea lui Hristos este, practic, dovada absolut incontestabilă a dumnezeirii lui. Și dacă Dumnezeu a venit în lume, dacă El s-a întrupat, dacă El a fost prezent, dacă El a trecut prin toate evenimentele descrise în documentele evanghelilor, în documentele istoricilor vremii, gândiți-vă la Plinius cel Tânăr care îi scrie împăratului Traian despre Iisus, despre creștini, la Tacit, la foarte mulți, la Iosif Flaviu, marele istoric evreu, contemporan cu apostolii, pentru că este cel care relatează practic marele eveniment al căderii templului din anul 70, practic contemporan cu urmașii apostolilor și cu prima generație de creștini. Toate aceste surse creștine și necreștine legate de evenimentul despre care vorbim, învierea lui Hristos, care a avut loc în anul 33, în luna aprilie a anului evreiesc, este evenimentul despre care ceva mai târziu un fost contestatar al creștinismului, cel mai virulent din spațiul iudaic, adică Paul din Tars, viitorul Sfânt Pavel, după convertire, spune despre înviere că dacă învierea lui Hristos nu există, zadarnică este credința noastră. Deci prin asta subliniem faptul că evenimentul învierii este sursa întregii noastre credințe, pentru că dacă Hristos n-ar fi înviat, ar fi intrat în lungul șir al personalităților morale, profetice, un mare om printre alții, cum și azi îl plasează unii care nu cunosc foarte bine istoria creștinismului. Dar Hristos este unic pentru că e Dumnezeu însuși. Așadar, învierea lui Hristos este evenimentul la care participăm, era să zic pe care îl comemorăm, dar ar fi fost greșit. Noi nu comemorăm neapărat acest eveniment, ci participăm pregătindu-ne pentru el, parcurgem, iată, cu intensitate sporită această perioadă a postului, ne aflăm în săptămâna Sfintelor Pătimiri, o săptămână cu cea mai înaltă densitate spirituală, densitate dată de semnificațiile fiecărei zile. Ne aflăm în zilele săptămânii pe care Hristos o petrece la Ierusalim, în care a intrat, cum ar fi duminică, când am sărbătorit floriile, în anul 33. Urmează apoi zilele în care crește în intensitate conflictul dintre căpeteniile poporului evreu, dintre oficialitățile poporului evreu, în primul rând fariseii, care erau casta religioasă, cea mai înaltă conducătoare a poporului evreu, între autoritățile romane și evrei și, bineînțeles, între autoritățile romane reprezentate de guvernatorul Romei în Ierusalim, Pontius Pilat, și Hristos, care este arestat într-o joi seara după cina cea de taină. Mâine este joi, mâine avem acest eveniment pe care îl sărbătorim. Și vineri este înfățișat, deja vineri dimineața, în vinerea pătimirilor, în fața guvernatorului. Deci este o săptămână în care accentele postului se ascut,
în care trăirea creștinilor care iau în serios această perioadă se intensifică. Există un post care, sigur, se derulează în registrul abținerii de la lucruri care n-au nimic rău în ele, ci tocmai sunt puse deoparte pentru a ne simplifica viața din punct de vedere material și pentru a ne îmbogăți prin reflecție, prin meditație, prin implicare în gesturi care țin de inimă, în primul rând iertarea, împăcarea cu ceilalți. Dăm cumva deoparte această brumă de lucruri care ne înconjoară cu o maximă banalitate și încercăm să pătrundem într-un registru în care adâncimea gândului, adâncimea trăirilor, adâncimea relațiilor cu ceilalți sporește. Așadar, învierea lui Hristos, pe care o vom sărbători și anul acesta, este punctul cel mai înalt al unui drum ascensional pe care îl parcurgem în fiecare an. Iar această întâlnire se traduce concret pentru creștinii care nu pleacă imediat după ce iau lumină, ci pentru cei care rămân până la sfârșitul liturghiei din noaptea de sâmbătă spre duminică, prin împărtășire, prin Sfânta Euharistie, care în creștinism este noul Paște prin comparație cu vechiul Paște pe care îl aveau și evreii. Hristos inaugurează un alt tip de prezență între noi, pentru totdeauna valabilă, care este Sfânta Euharistie, ce conține trupul și sângele lui într-un mod evident, vizibil, sub forma pâinii și a vinului, dar care, de fapt, pe dimensiunea lor verticală spirituală, reprezintă trupul și sângele lui, sunt cuvintele lui, nu ale noastre. El spune clar, cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, primește viață veșnică. Așadar, această întâlnire cu el e posibilă permanent și închei prin a spune că singura raportare adecvată la Hristos pentru oricine dintre noi care ne numim creștini este contemporaneizarea lui, să-l facem contemporanul nostru, să ne raportăm la el ca la o prezență, pentru că el este cel care a spus, sunt cu voi până la sfârșitul lumii.